Hristos este Domnul, glorie Domnului. Haideți să ne ridicăm în prezența Lui, să-L binecuvântăm prin cântare și apoi ne apropiem de rugăciune. El ne-a iubit venind în lume ca noi pierduți să fim salvați prin sângele vărsat pe cruce la Golgota. Iisus Hristos ne-a mântuit. El ne-a iubit venind în lume ca noi pierduți să fim salvați prin sângele vărsat pe cruce la Golgota. Iisus Hristos ne-a mântuit, fiindcă-i viu, pot învinge teama, și eu sunt viu, căci m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, în brațul său eu sunt mereu învingător. Știind că-i viu, știind că-i viu, pot învinge teama, și eu sunt viu, căci m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, în brațul său eu sunt mereu învingător. Ca un copil ce se întrede în tatăl său pe acest pământ, așa mă-ncred și eu în Domnul, căci de păcate m-a iertat, eliberat. Gloria Lui! Fiindcă-i viu, pot învinge teama, și eu sunt viu, căci m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, în brațul său eu sunt mereu învingător. Fiindcă-i viu, pot învinge teama, și eu sunt viu, sunt viu, căci m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, în brațul său eu sunt mereu învingător. Când voi pleca în veșnicie, când lupta grea se va sfârși, îl voi vedea pe nor de slavă, el boldul morții a învins prin jertfa sa. Fiindcă-i viu, pot învinge teama, și eu sunt viu, sunt viu, căci m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, în brațul său eu sunt mereu învingător. Fiindcă-i viu, pot învinge teama, și eu sunt viu,
căci m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, în brațul său eu sunt mereu învingător. În brațul său, în brațul său eu sunt mereu învingător. Aleluia! Slavă! Lăudăm numele Tău, Doamne bun și milosiv, pentru că Tu ne-ai dăruit biruința. Îți mulțumesc că prin sângele Tău suntem și noi biruitori în această zi. Și îți mulțumesc, Doamne, că ne-ai adus din robie, de acolo de unde eram biruiți, să fim noi biruitori prin Tine. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru răscumpărarea prin sângele Tău. Îți mulțumesc, Doamne, pentru onoarea de a fi în casa Ta în această dimineață. Lăudăm numele Tău pentru acest minunat dar de a mai avea încă o zi adăugată la viața noastră, de a o petrece aici în casa Ta cu frații și surorile noastre la părtășie. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, și cerem din nou prezența Ta în mijlocul nostru. Te rugăm, Doamne, dependenți de Tine. Vrem și în această zi cuvântul Tău să răsune în auzul urechilor noastre. Vrem și în această zi, Duhul Tău cel Sfânt, să lucre la inimile noastre sfințenie. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că Tu vei lucra. Îți mulțumesc pentru fiecare frate și soră care a ales să vină în casa Ta. Dar din nou ne rugăm pentru cei care au vrut, dar nu pot să vină aici în casa Ta. Ne rugăm ca Tu să-i binecuvintezi cu vindecarea Ta. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că Tu îi întărești în boala lor, îți mulțumesc că Tu îi întărești în suferința lor și că Tu ești acolo unde sunt ei. Ajută, Doamne Iisuse, să simtă prezența Ta lângă patul lor de boală. Te rog, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu vei lucra și în această zi aici în biserică, dar și acolo. Îți mulțumesc Iisus. Pentru că cuvântul Tău lucrează în această lume și îți mulțumesc că cuvântul Tău va învăța și va mustra astăzi, nu doar Te aici, rugăm, ci și în bisericile Tale de pretutindeni. Da. Îți mulțumesc pentru că Tu vei vorbi și din nou rugăm, cu smerenie și umilință. Cerem de la Tine, vorbește, Doamne, căci robii Tăi sunt gata să asculte. Amin. Amin. Permit să deschidem cuvântul Domnului pentru momentele de rugăciune din această dimineață la un singur text pe care vom citi din Evanghelia după Ioan. Vom da citire din capitolul 17, știți foarte bine, este rugăciunea domnească. Vom da citire un singur verset, versetul 3, după care, după ce vom citi acest verset, vom mai lăuda pe Domnul cu încă o cântare și apoi ne vom întoarce la acest text ca să medităm asupra Lui. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, un singur verset, versetul 3, pagina Biblia Corinescu, 1049. Cuvântul Domnului spune astfel: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Amin. Veniți să ocupați locurile și haideți să mai lăudăm pe Domnul cu o cântare. Cântarea aceasta ne aduce aminte că suntem liberi în Domnul. Zdrobit în lanțuri, mort în păcate, pășeam pe cale însingurată. Sub soare
soare, liber de noapte, cânt pe care are cântecul meu. Liber în Domnul, liber spre ceruri, nu știu în urmă să mai privesc. Crucea străpunge chinul și norii, liber în Domnul vreau să trăiesc. Liber de ură și de mândrie, iubesc din suflet, sunt fericit. Liber de teamă și alergare, stau lângă Domnul și-s mântuit. Liber în Domnul, liber spre ceruri, nu știu în urmă să mai privesc. Crucea străpunge chinul și norii, liber în Domnul vreau să trăiesc. Liber de grija zilei de mâine, aștept cetatea de după nori. Chiar de-i furtună sau zi senină, Domnul zâmbește peste-n sărăt. Liber în Domnul, liber spre ceruri, nu știu în urmă să mai privesc. Crucea străpunge chinul și norii, liber în Domnul vreau să trăiesc. Liber, liber în Domnul, liber spre ceruri, nu știu în urmă să mai privesc. Crucea străpunge chinul și norii, liber în Domnul vreau să trăiesc. Amin. Aleluia. Amin. Mulțumim, Domnul, pentru libertatea aceasta de care ne face parte în sângele Lui. Amin. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Este rugăciunea domnească a Domnului nostru Iisus Hristos, este ultima rugăciune care este înregistrată pe paginile Sfintei Scripturi de către Ioan în acest caz, și aici este adresarea Domnului nostru Iisus Hristos către Tatăl Său înainte de a purta crucea pentru păcatele noastre. Și Hristos practic reduce toată lucrarea aceasta care unii au pus-o în teologie, doctrină, reduce toată teologia la două lucruri simple. Fiindcă omul vrea viață veșnică, omul caută viață veșnică și dacă am vrea noi să dăm, să scoatem din toată Scriptura două lucruri principale, este aici, acest loc în care Iisus Hristos reduce toată teologia, toate cărțile Vechiului Testament și Noul Testament care urmau să fie scrise la două lucruri simple. Nu ne place lucrurile atunci când din schimonoseala și din complicarea lucrurilor, ne place când sunt scoase două lucruri care definesc totul. Ca din tot acel lucru ies două lucruri care fac lucrurile simple. Și pot să dau acel exemplu, acea imagine atunci când cine a făcut ață din lână, știe foarte bine, pui pe furcă multă lână și începi să scoți o ață. Și din toată complicarea aia de lână multă, începi să iasă un fir sau două. Cam la fel ne place nouă, să facem lucrurile simple. Și Hristos vrea să simplifice aici lucrurile.
C.S. Lewis a fost unul din acei oameni care a vrut să facă lucrurile simple, să le simplifice, însă într-un fel filozofic în același timp. El a scris cartea Mere Christianity, sau în limba română, creștinismul redus la esențe. El, din tot creștinismul care este complicat și din creștinism care s-a divizat în așa de multe denominațiuni, el reduce creștinismul la esențe. Și în acea carte, creștinismul redus la esențe, C.S. Lewis vrea să arate omului pe Dumnezeu fără ca să folosească numele Dumnezeu. Și este posibil acest lucru. De fapt, autorul cărții Estera face exact același lucru. Ne avem în canon, în canonul Scripturilor, și ne-am întrebat de ce în Biblie am găsit o carte sau ar fi o carte în care numele lui Dumnezeu nu este menționat. Nu este menționat în cartea Estera numele Dumnezeu, însă când citește fiecare cititor, va observa că în spatele fiecărei întâmplări este mâna lui Dumnezeu. Hristos reduce toată teologia, să spunem, la esențe, la simplitate. Și fiecare om vrea să aibă viață veșnică și dacă am pune o întrebare care să ne dea răspunsul la acest verset, ar fi întrebarea: Doamne, ce este viață veșnică? Și Hristos răspunde, și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Așadar, oricine îl cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat, are viață veșnică. Și această afirmație a Domnului nostru Iisus Hristos și această învățătură este ca o sare pe rana celor care afirmă că Dumnezeu nu poate fi cunoscut în dimensiunea în care ne aflăm noi. Este curat, cum ai pune pe o rană sare și ustură, pentru că acest text vorbește exact despre acest lucru. În 3D, în trei dimensiunile noastre, în limitarea noastră, Dumnezeu poate fi cunoscut. Și această afirmație a Domnului nostru Iisus Hristos este curat sare pe rana celor care spun că Dumnezeu nu există, fiindcă Iisus spune mai mult decât faptul că există, El poate fi cunoscut, cu El poate fi avut o relație. Hristos spune clar: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Adică Dumnezeu poate fi cunoscut. Și nu oricare Dumnezeu poate fi cunoscut, ci Dumnezeu, la fel cum spune Iisus Hristos, Dumnezeul adevărat, nu fals. Poate fi cunoscut Dumnezeu adevărat aici pe pământ, în dimensiunea noastră, în starea noastră păcătoasă. El poate fi cunoscut. De ce? Fiindcă s-a descoperit, fiindcă s-a lăsat revelat. Apostolul Pavel spune în Romani: creația, tot ce stă în jurul nostru, vorbește despre Dumnezeu. El s-a descoperit. Creatorul cerului și al pământului, Dumnezeul creatorului tuturor văzutelor și nevăzutelor, care l-a trimis pe Iisus Hristos în lume, El poate fi cunoscut cu adevărat. Dar știți, la orice, de fiecare dată, după o veste bună, trebuie să fie și un dar. Dar a-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă mai mult decât avea cunoștințe despre El. Că aici stă problema. Pentru că unii ar putea spune: da, eu cunosc despre El. Cineva poate să aibă cunoștința doctrinală despre caracterul lui Dumnezeu, despre atributele lui Dumnezeu, despre lucrările lui Dumnezeu. Poate să știe ce a creat El, cum este El, poate să știe persoana Lui. Dar, vedeți, asta nu înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu. Noi putem să cunoaștem totul despre un om renumit, să cunoaștem biografia și totul să nu, și totuși să nu-l cunoaștem pe acel om sau despre acel om. Am dat un exemplu când eram în Tennessee și unii știau despre ce vorbesc în biserica din Knoxville. Anii 80, 70, 80 era o mare stară sau stea în Rusia. Numele ei era Alla Pugacheva. S-ar putea unii să nu fie auzit de ea. Un păr minunat. Ea
punea trendul, ea punea linia cum ar trebui să se îmbrace o femeie. Ea era standardul femeilor. Părul femeilor și-l făcea după cum era părul lui Alla Pugacheva. Toți doreau să aibă autograful ei, să duceau la concertele ei. Și unele femei afirmau că Alla Pugacheva este prietena lor. De ce? Fiindcă se îmbracă ca și ea, are autograful ei, stilul ei de viață unei femei din provincie sau unei femei din oraș era exact al lui Alla Pugacheva. Dar știți ce? Alla Pugacheva nu știa de aceea femeie. Vedeți, mulți oameni la fel astăzi trăiesc. Știu totul despre Dumnezeu, au cunoștințele despre Dumnezeu, dar dacă pe Dumnezeu l-ai chemat să-L întrebi, Doamne, îl cunoști pe omul ăsta? S-ar putea să spună exact ce spune Iisus Hristos în Evanghelia după Marcu. Plecați de la mine, voi lucrători ai fără de lege, nu vă cunosc. Dar am făcut minuni în numele tău, am scos dragi în numele tău. Simplu nu vă cunosc. Voi mă cunoașteți, da, dar eu nu vă cunosc. Să presupunem că după ce îl întâlnim pe acel om pe care îl credem prietenul nostru, dar este distant de noi, să presupune că mai apoi îl întâlnești și devii un prieten adevărat cu el, devii foarte apropiat, el devine prietenul tău drag și tu înveți să-l iubești și să-l crezi pe cuvânt, e bine, doar atunci acel prieten ajunge cu un adevărat sau doar atunci înțelegi sau ajungi să înțelegi și să-l cunoști pe adevărat sau cu adevărat pe acel prieten, doar după ce trăiești un timp cu el. Și în acest text, exact despre această cunoaștere personală a lui Dumnezeu, vorbește Domnul nostru Iisus Hristos. Vedeți, mai întâi aflăm despre El, apoi îl căutăm pe El și apoi îl găsim pe El. Și odată cunoscându-L pe El, El ne primește în familia Sa și în noi toarnă dragostea Lui prin Duhul Său cel Sfânt. Toarnă în noi, toarnă în mine, toarnă în tine prin Duhul Său cel Sfânt dragostea Lui. Și s-ar părea că aici ar fi momentul potrivit pentru unii să spunem, Doamne, acum după ce Te-am cunoscut, după ce torni din plin zilnic prin Duhul Tău cel Sfânt în noi, torni dragostea Ta, Doamne, un singur lucru vrem acum, ia-ne viața, ia-ne la cer, ia-ne ca pe Elie într-un car de foc la Tine cer, să nu mai trăim printre oamenii aceștia necăjiți, să fim și noi cu Tine acolo sus. Dar nu se întâmplă asta. După ce îl căutăm, după ce îl aflăm, după ce îl găsim, după ce îl cunoaștem, Hristos nu ne ia la cer, ci dimpotrivă ne lasă aici pe pământ. Uimitor! Am spune noi, nu ne iubește Dumnezeu? Ba da, ne iubește foarte mult. După ce aflăm despre El, după ce îl căutăm, după ce îl găsim și îl cunoaștem prin descoperirea Sa, facem încă un lucru. Învățăm să ne încredem în El și să-L iubim. Și aceasta s-ar putea să fie un proces de o viață întreagă. Sora Maria știe cel mai bine acest lucru. Sora Lidia, fratele Isaia, cei care sunt în vârstă știu acest lucru. Unii l-au aflat cu 40 de ani în urmă și continuă să-L cunoască zilnic. Și în această cunoștință este un proces de învățare de a-ți pune încrederea tot mai mult în El și să-L iubești. S-ar putea unii să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Vorbesc într-un fel simplu despre răzvrătire, să îl întrebe pe Dumnezeu. Mi-aduc aminte, fără ca să dau un nume, o soră, deci, din biserică, atunci când a trecut printr-o încercare, pur și simplu s-a dus în fața lui Dumnezeu și i-a spus de ce trebuie să trec pe aici. Peste ceva timp a trebuit să înțeleagă că, de fapt, era o lecție pentru ea. De ce? Ca să se încreadă în Dumnezeu și să simtă un proces dragoste lui Dumnezeu. Este o lecție, este un proces, este o călătorie, s-ar putea să fie de 80 de ani, de 40 de ani, de 20 de ani, nu știu. Dumnezeu nu ne ia după ce îl cunoaștem. Am fi vrut noi să ne ia la cer după ce l-am cunoscut, dar nu, ne ține aici pe pământ și ne învață să ne punem încrederea zilnic tot mai mult în El. De ce? Ca să-L cunoaștem pe El. Aceasta este cunoașterea lui Dumnezeu care dă viața veșnică.
Dar apare o întrebare. Cum putem să-L întâlnim pe Dumnezeu? Cum putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu în mod personal și să ajungem la o relație atât de strânsă cu El? Urmă, este un cuvânt în acest text, în versetul 3 pe care l-am citit, care ne ajută să dăm răspuns la această întrebare. Cum poate sau cum putem noi să-L întâlnim pe Dumnezeu și să-L cunoaștem într-un mod atât de personal încât să ajungem la o prietenie personală cu El? Este aici în text. Prin cuvintele, să te cunoască pe tine și pe Iisus Hristos. Evanghelistul Matei redă cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos și spune în Matei capitolul 11, versetul 27, atunci când Filip îl întreabă pe Domnul nostru Iisus Hristos prin cuvintele, Doamne, arată-ne-L pe Tatăl. Și Iisus Hristos foarte gentil îi răspunde lui Filip, zice, nimeni nu cunoaște pe deplin. Nu, de fapt nu este vorba despre Filip care dă întrebarea. Matei 11 este un alt context, cer iertare. Hristos spune, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Partea a doua versetului 27. Iisus Hristos este revelația Tatălui. Iisus Hristos este descoperirea Tatălui față de oameni. Și Domnul nostru Iisus Hristos îi spune acum lui Filip, cine m-a văzut pe mine, am văzut pe Tatăl. Nu trebuie să spui, sau nu ai cum să spui, bine, acum l-a cunoscut pe Dumnezeu Iisus Hristos, acum vreau să trec la Duhul Sfânt, să-L cunosc despre Duhul Sfânt și apoi vreau să-L cunosc pe Dumnezeu Tatăl. Pentru că Iisus Hristos spune, nu, dă-o la o parte ideea asta. Pentru că ce vreau eu să spun, odată ce m-ai cunoscut pe mine, în același moment l-ai cunoscut pe Tatăl. Sau dacă vrei să-L cunoști pe Tatăl, vei vedea în Tatăl pe mine, pentru că eu și Tatăl una suntem. Atunci când îl cunoaștem pe Hristos în umanitatea sa, cum este el descris în Noul Testament, în același timp îl cunoaștem și pe cel care l-a trimis pe Iisus Hristos. Îl cunoaștem pe Tatăl așa cum este el. Îl cunoaștem, vrem să-l cunoaștem pe Tatăl? Tot mai mult să ne adâncim în cunoașterea despre Tatăl, vom vedea că Tatăl vorbește tot mai mult despre Iisus Hristos, despre Fiul Său, despre Unsul, despre Mesia, despre Răscumpărătorul, despre Mijlocitorul nostru, care șade la dreapta Tatălui. Tot mai mult ne va spune Tatăl despre El. Albert Einstein a fost cândva întrebat de un student. Domnule Einstein, câte picioare sunt într-o milă? How many foot is in one mile? Spre urmirea absolută a studentului, Einstein a răspuns, nu știu. Studentul era sigur că marele profesor glumea. Cu siguranță Einstein ar fi știut un fapt atât de simplu pe care fiecare școlar trebuie să-l cunoască. Dar Einstein nu glumea, de fapt. Când studentul a solicitat o explicație acestei lacune în cunoștința lui Einstein, Einstein a declarat, eu mi-am făcut o regulă, să nu mi-aglomerez mintea cu informații simple pe care le pot găsi într-o carte în 5 minute. Ce vrea să spună Einstein prin aceasta? Ce vrea să spună Einstein prin răspunsul lui era faptul că el nu era interesat de date banale, obișnuite. Pasiunea lui Einstein a fost să exploreze lucrurile profunde ale Universului. Pasiunea sa era pentru matematică, pasiunea lui era pentru fizică, pentru aceste elemente esențiale în istoria lumii moderne. Vreți la fel ca și interesul lui Einstein pentru matematică și fizică, și nu doar atât la suprafața matematicii și a fizicii, ci adâncimea lor, suntem și noi chemați la o astfel de pasiune pentru cunoaștere lucruri adânci, nu banale. Nu simple, pentru că textul care l-am citit din Ioan capitolul 17, versetul 3, vorbește exact despre acest lucru. Noi, de obicei, suntem mulțumiți cu cunoștințe banale, simple, la suprafață. Pavel numește acest lucru lapte. Einstein voia esența, ceea ce stă în spate.
spatele matematicii, formule matematice, fizice. Creștinul este îndemnat la fel să nu cunoască pe Dumnezeu la suprafață, ci dimpotrivă să se adâncească în cunoștința lui Dumnezeu, fiindcă despre aceasta vorbește și Ioan capitolul 17 cu versetul 3, fiindcă cunoașterea lui Dumnezeu sau în cunoașterea lui Iisus Hristos, în cunoașterea lui Dumnezeu stă ceva, știți ce? Viața veșnică. Viața ta veșnică și viața mea veșnică. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Frați și surori, cu cât ne încredem mai mult în Dumnezeu, cu atât vom cunoaște mai mult despre El și cu atât îl vom iubi mai mult și vom cunoaște pe singurul Dumnezeu adevărat. Și ca rezultat al cunoașterii, nu cunoașterea a teologiei, nu cunoașterea a doctrinilor, ci o cunoaștere a persoanei lui la un nivel personal, ca rezultat acestor cunoaștere vom avea în final viața veșnică. Acestea nu sunt cuvintele mele, aceasta nu este o afirmație mea. Eu nu aș fi putut să ajung la o astfel de afirmație, în oricât de complicată logică nu aș avea, dar sunt cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, fiindcă El afirmă acest lucru și în final spune, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Cineva spunea, o sete de cunoașterea lui Dumnezeu ar trebui să ne determine să bem adânc la fântâna Scripturii. Suntem echipați cu mai mult decât suficiente pasiuni sfinte. Însă adevărul este că uneori apetitul nostru pentru lucruri mai mici amenință să ne consume. Cu toate acestea, puțin dintre noi suntem în pericol de a fi consumați de o pasiune pentru Dumnezeu. Scriptura spune despre Iisus că râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. În umanitatea sa, Iisus a fost un om pasionat. El nu era nici ostil, nici indiferent față de cunoașterea Tatălui. El a fost un om condus în căutarea sa față de Dumnezeu. Frați și surori, ca ucenici ai Domnului nostru Iisus Hristos, care avem mai mult decât cei ce erau în Vechiul Testament, avem Duhul Sfânt în noi ca dar, care ne aduce aminte, care ne învață. Noi avem mult mai multe beneficii, suntem mult mai calificați și astfel, dar putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, în adâncimea despre care vorbește Ioan, capitolul 17, versetul 3. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți acum să ne ridicăm și să venim cu rugăciuni de mulțumire, fiindcă Dumnezeu ni s-a descoperit și L-am putut cunoaște. Și în această zi este încă un motiv și este un har să cunoaștem mai adânc despre Dumnezeu aici în mijlocul nostru. Slăvit să fie El. Venim cu rugăciuni înaintea Lui. Glorificat să fie numele Tău, Doamne, în această zi, în mijlocul nostru, în mijlocul familiilor noastre, în mijlocul vieților noastre. Dorim, Doamne, să facem din Tine, Doamne, motivul laudei și închinării noastre. Amin. În această zi. Te rugăm, Doamne, să primești onoarea care ți se cuvine în această zi. Lasă ca serviciul divin să aibă o închinare care să te aibă în centru atenției, Doamne. Dorim în această zi să-ți mulțumim pentru harul Tău. Mulțumesc mult, Doamne, să ai venit pe acest pământ, ți-ai dat viața și prin credința în Tine pot și eu să Te cunosc, pot să am asigurată viața veșnică. Îți mulțumesc mult pentru cuvântul Tău care are viață, are putere, care ne aduce prezența Domnului atunci când îl studiem, când îl citim și prin Duhul Tău cel Sfânt ne înveți lucruri minunate din El. De aceea și astăzi, mă rog, ca fiecare care se va ridica în numele Tău și va propovădui cuvântul Tău, să aibă ungere din partea Ta, Doamne, și cuvântul Tău să ne vorbească din plin, astfel că viețile noastre să fie atinse. Mulțumesc frumos pentru purtarea de grijă, pentru mâna Ta minunată, pe care am văzut-o, Doamne, la lucru în ultimele săptămâni și în tot timpul vieții mele, Doamne, Te cunosc și Te iubesc mult, Doamne. Ajută-mă să-mi predau în întregime Ție, ajută-mă să-ți slujesc toată inima mea. Să fac din viața mea, Doamne, să mă leagăn în care cuvântul Tău să prindă rădăcină puternică, astfel încât, spunând acest cuvânt și altora, oamenii să fie atinși de acest cuvânt al vieții. Vă rog pentru cei din casa mea, pentru copiii mei, Doamne Iisuse, cei pentru care mă rog și
celor care le spun cuvântul Tău. Te rog, Doamne, să la momentul potrivit, te rog să lucrezi în viața lor și eu îți mulțumesc că vei face minunea mântuirii prin Duhul Tău cel Sfânt, pentru că ne-ai promis lucrul acesta, că vei lucra și vei aduce mântuire celor dragi ai noștri. Te rog, Doamne, să rămâi cu noi, să petreci cu noi și numele Tău să fie binecuvântat, lăudat, glorificat în mijlocul nostru, de acum și până vei veni Tu. Amin. Amin. Slavă Ți-o. Mulțumim, Doamne Iisus, pentru bine. Care ta Dumnezeu în Scriptură, persoană, și îți mulțumesc că mărești dragoste. Dragoste. Amin, te rugăm, te rugăm, Doamne Iisus, să și în această zi. Să ne învețe, să ne sfătuiască, Doamne. Amin. Amin, Doamne, să facem voia Ta și de lucrezi în toată inima, să trăiesc o viață sfântă. Amin, ajută-mă. Te rog frumos, ai milă de noi, te rog privești cu milă și durare, Doamne. Amin.
Mulțumim, Doamne, Iisuse, că ne scoți din păcat. Te rugăm, Doamne, Iisuse. Te rugăm, Doamne, Iisuse, să ne împărtăiți. Te rog, Doamne, Iisuse, pentru fratele soare. Amin. Te rugăm, Iisuse, Doamne, și acum venim.
rugăciunile noastre sau de zilele de odinioară. Fă, Doamne, ziua de azi pentru toți cei bolnavi să fie o zi de har deosebită, prin vindecările care Tu le poți face, Doamne, la o clipială din ochi. Mă rog, Doamne, binecuvântă pe cei bolnavi de COVID încă, trece-i Tu biruitori pe toți. Mă rog, Doamne, binecuvântă familiile noastre, casele noastre, cu pacea Ta, Doamne, binecuvântă-ne copiii, păzește-i în timpul vacanței de vară, ocrotește-i Tu de accidente, de pericole, Doamne. Te mai rog în dimineața aceasta, prin brațul Tău întins, Tu porți nori, Tu dai ploaie, Doamne, Tu faci lucruri mărețe. Fă, Doamne, ca prin mâna Ta, binecuvântarea de care fiecare de noi avem nevoie, să ne-o dai astăzi, fiecare zi, ca și mâinea cea de toate zilele. Amin. Îți mulțumim, Tatăl nostru, și Te lăudăm pe Tine, în numele glorios și scump. Binecuvântă casa aceasta de rugăciune, pe cei ce se adună aici, Doamne, fă să nu-și piardă nădejdea, să rămână credincioși Ție, căci, Doamne, venirea Ta e aproape. Fă în inimile lor să se nască tot mai mult dorul și nădejdea aceasta, că într-o zi te vom vedea pe Tine. Slavă numelui Tău, Doamne, ne închinăm și îți mulțumim că Tu ești același ieri, azi și în veci de veci. A Ta să fie toată slava, acum și întotdeauna. Amin. 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 Amin.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de tine. Căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Amin. Băi, vi se ocupați lucrurile, frații și surori. Apostolul Pavel spunea despre cei care, vorbește despre cei asupra cărora se descoperă mânia lui Dumnezeu și despre cei care înnăbușe adevărul în nelegiuirea lor și el spune despre ei în adevăr însușirile nevăzute ale lui. În Romani capitolul 1 cu versetul 20. În adevăr însușirile nevăzute ale lui, adică ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Dumnezeu poate fi cunoscut, Dumnezeu a fost făcut cunoscut, ni l-a revelat prin Iisus Hristos. Și cei care au pe Iisus Hristos, cei care au în ei Duhul Sfânt, au puterea de a face lucruri pe care până acum nu le-au putut face. Și Apostolul Ioan le scrie celor din 1 Ioan și le spune lor, dar ne spune și nouă, le spune la câteva generații, părinților, copiilor, tinerilor, și le spune astfel de lucruri. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Și acum spune, vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. Până acum nimeni nu a fost în stare să-L biruiască pe cel rău, dimpotrivă, cel rău i-a biruit pe toți, i-a secerat pe toți, dar deodată Ioan spune, voi aveți în voi pe Duhul lui Dumnezeu. Sunteți în stare și vă spun tinerilor, voi ați biruit pe cel rău. Am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. Cine? Copilași? Da, copilașii pot să-L cunoască pe Dumnezeu. Și ziua de mâine este dedicată anume acestui lucru de a-L cunoaște pe Dumnezeu ei, copilașii, slăviți să fie Domnul. În această dimineață sunt împreună cu noi fratele Aureu Bărici, care, din câte mi-a spus, este pentru a doua oară. Am spus, incredibil, de când sunt eu aici, este pentru prima oară. Îi mulțumesc, Domnul, pentru această ocazie de a mă întâlni cu el. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea pe care o face. Fratele Claudiu m-a sunat azi dimineața și zice, m-a sunat fratele Aurel, de care ți-am spus. Și știu. Mi-ai povestit așa de multe lucruri despre fratele Aurel și rugăciune pe care uneori le are la muncă. Și a zis, este fost postor la Ghețimani. După ce am pus recetorul, zic, fost postor? Zic, nu există fost postor. Există postori care păstoresc alți păstori. Dânsul este un ajutor și mi-aduc aminte despre tata socru, tatăl lui Valentina, care la fel, după ce a ieșit la pensie, fiind postor toată viața lui în biserică, a început să îi învețe pe ceilalți care au venit după ei. Și știu că un pastor, după ce se retrage din lucrare, este un activist pentru cei care vin după ei. De ce ne rugăm ca Dumnezeu să-L întărească și prin încercare prin care trece și el. De asemenea, o avem în această dimineață pe sora Cristina din Cluj. Domnul să o binecuvânteze, dragă soră Cristina, și îi mulțumim, Domnul, că sunteți împreună cu noi. Și aș dori să vă las un verset din 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Este despre noi, despre cei care suntem în Domnul nostru Iisus Hristos. Și Pavel spune despre o acțiune pe care noi o facem. El spune, noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului. Și minune mare, suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Și mulțumim Lui pentru aceasta. Amin. Aș vrea acum să mai lăudăm pe Domnul cu o cântare, apoi copiii vor lăuda pe Domnul cu o cântare, apoi îl invit pe fratele Aurel să aducă un scurt cuvânt, un cuvânt din partea Domnului pentru biserica Domnului spre sfințire și desăvârșire și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Mai lăudăm pe Domnul cu o cântare, apoi copiii vor avea cântare spre slava Domnului. Haideți să-L binecuvântăm pe Domnul, că este bun.
dragostea Lui pentru noi s-a arătat și în această zi. Dragoste divină sfântă, ce adânc te dăruiești și din inima Lui Iisus peste vreme aceeași ești. Dragoste divină sfântă, ce adânc te dăruiești și din inima lui Iisus peste vreme aceeași ești. El în cer ne va deschide a Lui sânge, vom păși salvați prin har. Ca o fiară urmărită, ca un șoim lovit era, Iisus m-a scăpat de moarte, peste răni a pus balsam. El în cer ne va deschide poarta de mărgărită și spălați în al lui sânge vom păși salva. Dragoste divină sfântă, mi-a iertat orice păcat. Voi cânta de fericire toată viața necetat. El în cer ne va deschide poarta de mărgărită și spălați în al lui sânge vom păși salvați prin har. Iar în clipa înserării când trudit ajung la sfinților și rang. El în cer ne va deschide poarta de mărgărită și spălați în al lui sânge vom păși salva. Thank you.
Țineți minte, Iuda atât de mult dorește să scrie fraților, celor care sunt chemați, care sunt iubiți de Dumnezeu Tatăl, dorește să le scrie despre mântuirea de obște. Zice, ce poate fi mai important decât mântuirea de obștea noastră? Și totuși, atunci când Iuda începe să scrie epistola, deodată îi schimbă Dumnezeu mintea, planul și spune că de fapt ar trebui să scrie un alt subiect și el spune despre aceasta în Iuda capitolul 1, versetul 3, prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, care este importantă, zice, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost odată dată sfinților, odată și pentru totdeauna. Inițial a fost de gând să vină fratele Aurel după acest cuvânt să citească din cuvânt și să aducă un îndemn, însă ca un frate păstor, ca un frate care vrea să dea întâietate altora, a spus haideți mai bine să dau întâietate fratelui Isaia, fratele Isaia, dacă aveți un cuvânt, și știu că aveți, niciodată nu lipsește cuvântul. Ne rugăm ca Dumnezeu să o binecuvânteze și dacă este și o cântare spre slava Domnului, Domnului să fie glorie și slavă în veci de veci. Amin. Amin. Ați fost duminica trecută, din cauza timpului și presării timpului, n-am putut să să aveți un cuvânt, însă în această dimineață avem harul acesta și sunteți binevenit și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Binecuvântat să fie Domnul. Amen. Fraților, m-am gândit când eram în România, în școala elementară, cântam două cântări. La începutul programului, una, și la sfârșitul programului, alta. Te slăvim, România, pământ părintesc. Era prima. Îmi pare că ultima era internațională. Și de ce le cântam ăstea de fiecare dată, în fiecare zi, când eram la școală? Ca să întipărească bine în mintea și în inima noastră să devenim patrioți. Luăm un exemplu minunat. În vremea aceea, fiecare din studenți, câți eram în clasă, eram 44-45, mi se părea mie că fiecare căutăm să cântăm mai înflăcărați, mai cu foc, să-l acoperim pe ăla din stânga ori din dreapta. Și aveam un entuziasm, eram așa de entuziasmați că ne aprindeam, luam foc unii de la alții. Fraților, cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am auzit de atâtea ori, pe care îl vom mai auzi, nu știm cât timp, să nu ni se pară că e prea mult. Cântările pe care le cântăm, de câte ori le cântăm, au un scop bine intenționat în viața noastră. Să ne pregătească mintea, inima, sufletul nostru în adevăr pentru Dumnezeu. Amin. Să ne încredem în Dumnezeu, să-L credem pe Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să avem curaj și îndrăzneală să mergem cu Dumnezeu. Sunt multe situații în Cuvântul lui Dumnezeu, în Vechiul și Noul Testament, în care ne dă, vedem nori. Și noi, fiecare din noi, avem norul nostru. Când ne uităm cu fața, când stăm cu fața către nor, nu e așa ușor ca să trecem. You know, un pic tremură inima, gândurile noastre sunt un pic zdruncinate ce se va întâmpla data viitoare. Mi-aduc aminte de călătoria creștinului, vă aduceți aminte de imaginația că trebuie să treci printre doi lei. În România, la Sibiu, fratele Vasile Gheorghe, în spatele curții avea cotez de porci și de găini cu plasă de sârmă, dar avea doi câini, parcă-ți luați din călătoria creștinului Orange, ca doi lei. Și câinii ăștia, când, dacă un străin încăuta să intre pe ușă, așa se înieptau la tine, dintr-o parte și dintr-alta, că ți-era frică să intri. Dar puteai să intri. Că ei numai până la marginea ușii ajungeau și unul și alălalt. Puteai să intri dacă aveai curaj. Acum noi suntem în situația asta ca să avem toată nădejdea cu care Dumnezeu ne binecuvântează, să trecem de norul care ne stă în față. Era o bucurie mare când Ilie avea un nor extrem de mare. Că Dumnezeu caută să-mi ia viața și o trebuie să fugă departe. Și acum îi spune la omul cu care era, uite-te tu și vezi acolo, vezi pe cer. Părinte, nu-i niciun nor, nu-i nimic, e sănin, complet de sănin. Băi, mai du-te încă o dată, mai uite-te încă o dată. Nimic, părinte, nimic. Mai du-te încă o dată, ai numai o palmă de nor. Aia, ce poate să facă aia, bă? După 3 ani și jumătate de secetă, ce poate să facă aia? Binecuvântarea lui Dumnezeu nu-i necesară să fie așa de mare. Ne uităm că avem lumină aici, dar lumina care o avem este conectată printr-o sârmă. Și o sârmă nu groasă cât mâna, o sârmă suficient de subțire. Dar avem lumină. Să avem această nădejde că palma aia de nor aduce binecuvântare. Amin. Și îl salvează pe Ilie. Slăviți să fie Domnul. Amin. La fel și noi. Fraților, am vorbit deja prea mult și am un verset din 1 Samuel, Iosua.
Iosua, capitolul 23, versetul 11. Avem versete similare în toată Biblia, în Vechiul, în Noul Testament, dar îmi place versetul ăsta foarte mult. Fraților, nu o luați ca, nu știu ce să zic, să nu zic nicio vorbă, fiecare din noi să ne uităm la cuvânt. Când mergem acasă, dacă n-am înțeles suficient, we have to think about. Trebuie să ne gândim asupra cuvântului pe care l-am auzit. L-am înțeles sau nu l-am înțeles suficient? Aici scrie, vegheați dar cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru și punct. Așa de mult îmi place asta, vegheați doar cu luare aminte. E foarte interesant, foarte important, fiecare din noi să veghem cu luare aminte în sufletele noastre, ca să putem să-L înțelegem cine este Dumnezeu, ce este Dumnezeu pentru noi. Eu am observat de mai multă vreme că noi ne rugăm și mulțumim lui Dumnezeu de darul, de sănătate, de boală, de pe ce ne trece, dar rare ori mulțumim, Doamne, Tată, întâi de toate îți mulțumesc pentru Tine, pentru ce ești Tu pentru noi, pentru ce ești Tu pentru mine, pentru ce ai făcut, pentru ce faci, ce ai în plan. Mulțumesc pentru Domnul Iisus. Mulțumesc pentru chemare, mulțumesc pentru alegere, mulțumesc pentru puterea cu care m-ai binecuvântat să pot să zic amin la invitația Ta. Încă o dată citesc cuvântul, vegheați deci cu luarea minte asupra sufletelor voastre ca să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru. Fiecare din noi să ne încurajăm, să ne aducem aminte, dar nu toată lumea poate să-și aducă aminte, că aia e de mult de când cântam cântările în școala elementară, dar să ne aducem aminte. Fiecare din noi trebuie să veghem la sufletele noastre ca să-L onorăm, toată onoarea să fie lui Dumnezeu. Amin. Amin. Iosua, repet același lucru, de fapt, pentru prima oară acest cuvânt este scris în capitolul 22, versetul 5, a doua parte, zice: să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru, să umblați în toate căile Lui și să țineți poruncile Lui, să vă alipiți de El și să-i slujiți din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Frații și surori, este foarte important și Domnul să ne ajute. Dar atât de imens, atât de nepătruns este Dumnezeu și totuși Dumnezeu în imensitatea Lui invită pe acest om limitat să se alipească de El. Nu te poți alipi de El, ești inundat de El, ești pierdut în El și totuși suntem găsiți. Îi mulțumim Lui pentru aceasta. Amin. Și Domnul să ne ajute să ne alipim cu toată persoana noastră, cu tot lăuntrul nostru de El. Aș vrea acum orchestra să laude pe Domnul, după care îl invit pe fratele Are o să citească cuvântul Domnului și să aibă cuvânt din partea Domnului.
Dacă nu vă cer prea mult, vă invit să ne ridicăm pentru a da cinste cuvântului lui Dumnezeu care va fi citit. Am înțeles că fratele Cosmin s-a pregătit cu cele 7 biserici și este la biserica numărul 6. Și vom citi despre biserica numărul 6, biserica Filadelfia, și apoi dânsul va, ne va vorbi. Dar înainte de asta am să vorbesc și eu câteva cuvinte ca introducere și dânsul va face ceea ce el s-a pregătit Domnul să-i dea har. Amin. Deschidem Sfânta Scriptură la Apocalips, capitolul 3, de la versetul 7, în jos câteva versete, pagina 1207, traducerea după Cornilescu. Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie: iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale, iată ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Cine are urechi să asculte ce zice bisericelor Duhul. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Frați și surori, de toată inima zic slăvit să fie Domnul. Amin. Facem planuri și sunt ale noastre. De-aia Biblia spune, când promiți ceva, să spui dacă va fi cu voia Domnului. Eu am început de azi să fiu în vacanță o săptămână și la noi, la biserică, o familie are un act de binecuvântare și mi-a spus, de când s-a născut bebele, frate, vreau să vorbești. Și am spus, sunt în vacanță, sunt plecat atunci. S-a schimbat planul. Și acum, dacă mergeam la noi, fratele păstorul a făcut deja cine să vorbească, cine... Și nu vreau să stric legea. Și am venit la voi, iară, să nu stric legea. Fratele Cosmin s-a pregătit, n-am să stric legea. Și fratele care a predicat așa scurt, am să vorbesc și eu scurt câteva cuvinte despre biserica numărul 6 și 7, că cele două sunt în ultima etapă a vremii. Și să știți, vrei sau nu vrei, vreau sau nu vreau, eu sunt membru ori în Filadelfia, ori în Laodicea. Dar în acte sunt scris la biserica Emanuel, sau cum se cheamă? Da. În biserica Emanuel, pe hârtie. Dar pe plan spiritual, eu fac parte din una din cele două care merg paralel în vremea sfârșitului. Noi tare urâm pe Laodicea, ne place Filadelfia. O, sperească Dumnezeu să fie un laodicean. Că Laodicea are, ăla nu-i nici rece, nici în clocut, e așa. Dar Filadelfia, Filadelfia. Fraților, sunt bucuros că mai am unul de-a meu. Eu sunt din Moldova, din Bucovina, așa că fratele păstorii tot de acolo, suntem deja doi. Suntem deja doi din Republica Moldova, dar înainte a fost a României și ne-au luat rușii. Și așa că suntem tot pe aceeași. Când eram în armată, țin minte că când vorbeai de moldoveni în armată, lor le plăcea mâncare, să-i pui la bucătărie. Pe ăștia din Banat,
pentru că sunt mai mulți de la Banat, de la Caransebeș, ei aveau alt hobby. Oltenii vreau să fie șefi. Ok? Alții doreau, fiecare din țară, unii din provincia, din județul în care am venit, în armată, aveau trăsăturile sau caracterul nostru. Și soldații s-au împărțit în felul acesta. Așa că nouă ne place mâncarea. Așa, e bine atunci. Permiteți-mă în câteva cuvinte. Îi tare greu să mergi pe drum în doi și unul să fie de o părere și altul de altă părere. Zice că nu merg doi pe un drum fără să se învoiască. Și totuși, cele două biserici din Apocalips, care simbolizează vremea sfârșitului, Filadelfia și Laodicea, sunt doi care merg în două direcții, dacă vreți. Dar au aceleași, la unul ți se pare, măi, Filadelfia parcă e mai bună, a păzit cuvântul, a făcut cu tare, numai foarte mare atenție. Auzi, puțină putere, ok? Și ai ceva care trebuie păzit cu strășnicie, cu mare grijă. Vedeți, COVID-ul care a trecut peste noi a făcut să ne schimbăm în multe biserica. Ne-a forțat, pur și simplu, spunem noi păstorii. Păi nu mai poți să iei cina. S-o trimit prin corespondență. Dar unde scris așa ceva? Să-ți vină acasă cina cu UPS-ul. Sau, vedeți, mă rog, dar mă rog prin telefon, că nu se poate. Sau citim și citim prin FaceTime, avem părtășie. Vedeți, au apărut deodată ca ciupercile. Biblia nu vorbește așa. Biserica a trecut prin prigoană, prin vremuri drastice. Noi n-am trecut ca și pe vremea Babilonului, când cei trei auziți să cânte muzica și numai atâta făceai. Așa cum îi săruți mâna la o lady, nu? Îi dai mâna, sărut mâna, doamnă. Numai ți-a pleci puțin. Și gata, ai scăpat. Mă, poate n-ați înțeles, voi nu vorbiți limba babiloniană. Voi sunteți robi. Nu, am înțeles tot, suntem ok. Împărate, poți să cânte de câte ori vrei. Noi nu ne închinăm. De murim sau trăim, a terminat. Dar vedeți, este riscul acesta la Biserica Filadelfia. Păzește cu strășnicie ce ai primit. Că tare ușor se schimbă lucrurile. Îl vezi înainte de căsătorie, un tânăr frumos, plăcut, credincios, se roagă, vine la adunare, nelipsit, s-a căsătorit și după honeymoon, măi, parcă nu știu, deci îl văd numai vine așa puțin și stă, pleacă, s-a schimbat lucrurile. El sau ea? Dar ce s-a întâmplat? Doar soția e un ajutor potrivit. Tu ar trebui să fii și mai harnic în pocăință, în credință. Să se înmulțească puținul acela. Îi spuneam la Claudiu că duminica trecută a fost la noi un subiect și tare bine ne-a plăcut cuvântul Domnului. Știți care e credința noastră în secolul nostru, al lui Marilyn Monroe. E foarte popular. O întrebat-o pe ea, tu crezi în Dumnezeu? Și eu a spus atât. Dar crezi și despre homosexual? Atât. Și despre transgender? Atât. Și este un medium așa, cât e puțin din toate. Cât e puțin din toate. Dumnezeu nu vrea așa. Cineva s-a rugat la ora de rugăciune, un copil. Doamne, inima mea vreau să fie tot a Tău. Domnul vrea la Filadelfia. Fraților, cred într-un Dumnezeu. Atât. Nici un Bal, nici o Astarteie, nimic absolut.
într-un singur Dumnezeu. Cred într-un botez. Am terminat un botez, mă duc înainte. O credință. Dar ce credință aia? Dată sfinților, o dată pentru totdeauna. Nu se schimbă, nu e update, nu se face amendamente la credința asta. Nimic. Una singură. Cred într-unul singur Dumnezeu. În Fiul lui, Domnul nostru Iisus Hristos și în Duhul Sfânt care l-a trimis. Cred în Sfânta Treime, mă supun legilor și sunt creștin. Atâta tot. Spunea președintele cultului baptist acum la inaugurare, la 100 de ani. Mi-a plăcut când a fost absolvirea seminarului, anului școlar. Și au sărbit și 100 de ani. Poate că l-ați auzit, l-ați ascultat pe fratele Iuga. Și spunea el în câteva minute, dar m-am uitat la ăla de lângă el din spate, nu i-a plăcut. Tot păstor. Și spunea dânsul așa la ministru sau cine era acolo, care era și el credincios. Domnule, în curând tu va trebui să-ți dai demisia și eu mă duc la pușcărie. Asta e vremea care vine. Dar de ce, frate Iuga, mergi la pușcărie? Pentru că păstrez. Vreau să păstrez cuvântul acesta. Filadelfia spunea aici, și hai să ne mai uităm o dată. Ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele. Păstrează ce ai, atât cât ai. Păstrează cu strășnicie. Domnule, ești creștin? Da, sunt creștin. Să vezi, cred și eu. Cred. Domnule, sunt creștin. Gata. Și ai să vezi că oamenii, din cei ce sunt în sinagoga satane, vor da înapoi în față. Dar dacă eu diluiesc cu ei, hai să fiu indulgență. Da, ce și pe tine. Nu. Îți trebuie într-o oală de ciuperci, numai una otrăvitoare s-o pui acolo. Gata. Ai plecat. Nu-ți trebuie multe. Filadelfia avea ceva. Și acel ceva o va trece biruitoare, auzi? Cine va birui, va sta pe scaunul de domnie. Va fi un stâlp în templul lui Dumnezeu. Dar ca să birui, trebuie să stai ferm. Știți ce se întâmplă în toate valurile care bat astăzi în lume? Să te smintească de pe loc. Să nu fii acolo. Când eram în armată, am făcut la drapel odată gardă. Acolo aveai un loc, aici era steagul, drapelul, și tu trebuia să stai așa, cu arma așa. Atât aveai voie. Se miști doar genunchii și restul poziție de drept. Nu mișcai, puteți să pună musca aici, pe nas, tu n-aveai voie să o dai la o parte, stăteai așa. Dacă o mișcai, dacă te minta și te vedea cineva, erai la pușcărie. N-aveai voie să te miști. Dar dacă cineva venea să ia drapelul, aveam ordin să trag în el. În rest au nemișcat. Asta e biserica Filadelfia. Ea stă la drapel. Acolo nu te miști cum vrei. Nu trăiești cum vrei. Nu vorbești cum vrei. Acolo tu ești de gardă. Păzește, păstrează ce ai. Mulți hoți și tălhari au năvălit în vremea asta. Să știți, nu le pasă lor ce iese afară. Ei se uită la aurul din biserică, deci. Ăsta e aurul adevărat. Nu ăsta de pe mâini. Ăla de acolo. Uitați-vă, toate atacurile din lume sunt spre biserică acum. Parcă suntem în calea lor. Se face expres și trebuie să mut casa, acum că se face spre sobi. Dar stai, măi, omul. Dar nu mă mut. Nu mă mut.
e Biserica Filadelfia. Oare unde sunt membru? În care e biserică? La Odicea, vom auzi probabil duminica viitoare? Sau Filadelfia? Am puțin de putere, dar cu puterea asta răstor munții. Auzi, nu-ți trebuie mult, am aici un card, un semn de carte, voi nu vedeți. Aici este un pumn micuț, îl vedeți? Nu-l vedeți. Aici e micuț așa, micuț de tot, parcă e puțin murdar. Știți ce e aia? O sămânță de muștar. E pus aici. Dacă vei avea credință, cât o sămânță de muștar. Îi spui la muntele ăsta să se arunce mare și se aruncă mare. Auzi, nu o vedeți, numai dacă vă dau mai aproape cardul să-l vedeți. Atât e de mic. Și a spus, Doamne, e mare putere aici. Dacă stau drept și-s credinciosul Domnului, Domnul îmi dă putere. Să știți, în voi este o putere. E mai tare ca cea din lume. Dar biserica trebuie să-și radă în picioare. Eu trebuie să stau în fața puhoaielor de apă. Dom'le, nu mă mișc. Și închei. Să vă dau un exemplu. Un frate cu numele Simionuc. Era un frate bătrân, vorbea greoi din naștere. A fost un învățător, un om de la țară. S-a răsturnat autobuzul cu călător și el era acolo, mergea la o adunare. Au ieșit toți oamenii și strigau de afară, ieși. Și el spunea, îmi caut pălăria. Și au strigat oamenii, ieși afară, că ia foc. Și-a spus, nu, tot ce am pe mine e a Domnului, haina mea e a Domnului, eu sunt a Domnului, pălăria, nu las nimic aici. Îmi iau pălăria, ca o pălăria. O lua pălăria și s-o dea jos așa. Și când a ieșit din autobuz, ca și cu benzină, a luat foc înăuntru tot. Și oamenii și-au făcut cruce și-au spus, omule, ce Dumnezeu ai? Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacob. Dar pălăria asta e binecuvântată, eu nu o las să ardă în foc. Dar ce ascultă Dumnezeu așa? Da. Hai să vă mai dau una. Îi spuneam la fratele, am trecut greu prin COVID. Am fost 10 de frați, surori bolnavi în luna aprilie anul trecut. N-avem nicio pierdere. 2 au fost pe ventilator, au scăpat și ei. Suntem toți teferi sănătoși acum. Avem plasma, avem anticovid, dacă vreți, vă dăm sânge, vă dăm. Nu trebuie să luați stat, că vă dau sânge și se rezolvă problema. Au fost la adunarea închise vreo 3 luni. Și după aia s-a deschis. Și noi avem cina cu pahar. Băi, ce facem? Și am vorbit cu frații, am spus, măi, a fost tifusul exantematic, bunicii mei, părinții mei au prins. Atingeai un bord, murei. Și țin minte că tata în piață, în târg, zice, vine să-ți arăt un om care a îngropat tot satul. Și a mers, era un om cu cai, a adus făină de vânzare, un om bătrân, și îl întreb pe tatica, tatida, ăsta e groparul? Nu, ăsta e un frate. Păi dar cum a îngropat tot satul? 10 jandarmi, când au pornit tifusul, era singurul pocăit în sat. Și-a spus să nu moară un altul, îl punem pe pocăitul să îngroape pe cel care moare de tifus. Să moară și el. Și-a îngropat tot satul, câteva sute, și el trăiește. Și trăia și când l-am văzut eu. Dar cum o scapa? Dumnezeu l-a scapat și este biserică în satul ăla. Că oamenii au spus, cum l-a scapat Dumnezeu? Și jandarul mi-a spus, cu omul ăsta e un Dumnezeu diferit de-a nostru. L-a trecut.
Și am să vă spun ceva. Din septembrie și până acum, noi luăm cina cu pahar. Bine. Am pus și pahareale, dacă cineva vrea, să ieși cu paharelul. Nu e nicio problemă. Dar să beți doi din el. Nu, nu, soț, soție sau... Și restul, bă, niciunul nu s-a îmbolnăvit. Și de atunci și până acum, trei frați, două surori și un frate s-au vindecat de alte boli. Dar boli cu diagnosticul, la doctor. Uite, asta e problema. Și s-au vindecat. La cină. Acum, eu nu vă spun, vă faceți așa. Noi am păstrat, nu ne schimbăm, domnule. Nu ne schimbăm. Ok? Ortodoxul nu se schimbă, catolicul nu se schimbă, îi dă cu linguriță de argint. Dar ce argintul are, e mai tare ca și credința mea? Nu. Eu cred în Domnul Iisus și dacă vrei să mor, mor, dacă vrei trebuie să trăiesc. Eu împlinesc ce ai scris aici, gata, am terminat. Și din septembrie am trecut până acum, niciunul bolnav. Și o luăm cena cu singur pahar. Nu e nicio problemă. N-am venit să vă spun, faceți și voi cina așa. Dar păstrați, păstrează ce ai primit. Când am venit în America, am spus, Doamne, să nu mă lași. Că auzeam despre americani că se schimbă tare repede. Să nu mă lași să mă schimb. Și am venit la Chicago și nu mi-a plăcut la Chicago, zic, mă duc în California. I-am spus, mi-am făcut fulul la mașină, mi-am pus câteva lucruri, pijamaua, că n-aveam multe atunci, că am venit doar cu o valiză micuță. Mi-am pus lucrurile, soția trebuia să vină și le zic, mă duc în California și o aștept în California. Măcar să fiu la țările calde. Și ultima seară m-am gândit, ia să mă duc la Busby, era o biserică americană pe Ashland cu, nu Harlem, cu Cicero, Polaski, Cicero acolo. Și să mă duc să văd și eu biserica americană. Și când am mers acolo, Domnul a început niște tobi și o muzică. Și a început un dans și o alergătură prin adunare, roată. Și a venit o soră, nu vorbea deloc engleză. Mă trăgea să alerg și eu, să mă duc și eu roată, să alerg. La da, băi, dar ce-i cu ăștia? Și am întrebat, voi ce sunteți? Zice, pentecostali. Vai de mine. Băi, drept ce am auzit eu în România. Și a spus, nu mai mă duc în California. Stau în Chicago să nu-i lași pe frați ca să danseze. Atât. Îl stau cu ei să nu-i las. Și slavă Domnului că până acum încă n-am dansat. Încă n-am dansat. Dar vrem să păstrăm ce am primit. Fraților, nu-i greu. Și tot cerul e de partea noastră. Și îngeri, și herovim și slava lui Dumnezeu e cu noi. Însăși Domnul Iisus și eu voi fi cu voi până la sfârșit. Și nu mi-e teamă, mă duc înainte. Nu mi-e teamă nici de oameni mari. Îi spuneam odată la un om foarte mare, la un general, 5 stars, sunt numai puțini în America. Și el zice, vorbești cu mine așa ca și... Zice, dar nu mi-e teamă, n-am nici de gradele tale, că ultima slujbă o fac eu. Eu te îngrop, eu sunt păstor. Și el a râs. Dar a înțeles că și el era credincios. Și a înțeles ce i-a spus. N-am de ce să mă tem, dar păstrez comoara care mi-a dat-o. Și într-o zi comoara asta, știți ce face? Va fi un magnet. Când va veni Domnul, mă atrage și voi lua zborul și plec. Și voi spune adio pământ, mă duc acasă. Și va fi cea mai frumoasă zi. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să păstrați din toată inima și cu orice preț. Nu faceți amendamente la cuvântul scris. Nu este. Nici o filozofie să nu vă fermece mintea, gândul. Ai, e bine și așa. E bine și așa. Israel șchiopăta de amândouă picioare, spune Ilie. Și când îi spune acolo, în românește, spune și că pătea de amândouă picioare. Și asta am descoperit numai duminica trecută. Și spune acolo, în engleză, este între două opinii în engleză. E interesant asta.
între două păreri. Asta înseamnă a șchiopăta. Puțin, puțin. E și așa, e bine și așa, e bine și așa. Nu, nu e bine așa. Ori por cizme, ori por papuși de pele. Nu pot să mă duc și cu o cizmă și cu un papuc. Dar nicum. Mă râd, oameni, pe drum. Vedeți ce înseamnă? Vă zic că când e vorba despre ținuta mea, oho, pedant, frumos, asortat, și când e vorba pocăiți, e bine și așa. Și e bine și așa. Filadelfia, tocmai asta avea problema, să știți. Și eu am spus, Domnul, păstrează ce ai. Niciun amendament. Domnul să te ajute, vă doresc mult har și multe binecuvântare. Și frate, păstor, Dumnezeu să te binecuvânteze în lucrarea care te-a chemat. Vă mulțumesc. Amin. A Domnului să fie slava mea de veci. Amin. Rămâne să spun, frate Aurel, să nu credeți că este ultima oară când ați vizitat Biserica Emanuel, sunteți binevenit. Dacă va fi binecuvântare, vă voi invita. Sper atunci să nu fiți în vacanță. Și dacă va fi o altă ocazie și nu va fi binecuvântare, sper să nu fiți din nou în vacanță. Avem un colaborator, fratele Claudiu, care lucrăm împreună cu dumneavoastră, că vom întreba din timp când aveți vacanță și când nu, ca să știm când să vă invităm din nou. Mulțumim mult pentru vizita care ne-ați făcut-o. Ne rugăm și noi ca Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Ghețimani. Amin. Și vrem să transmitem salutul Bisericii Emanuel către Biserica Ghețimani din Iosua, capitolul 1, versetul 8. Este acel cuvânt pe care îl lasă Dumnezeu către Iosua și îi spune: cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Este exact de ceea ce are nevoie biserica în zilele noastre, este cunoștința lui Dumnezeu tot mai adâncă și o poziție fermă, nu doar în această societate, ci și în credință și în Dumnezeu. Dar să nu știu la aceasta. Amin. Amin. Nu am uitat despre anunțuri, nici despre închinare cu darea noastră de bună voie. Vom asculta cuvântul despre Philadelphia, prezentat de fratele Cosmin, duminica viitoare. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze. A fost o introducere potrivită stării și gândul care au fost puse astăzi și mă rog ca Dumnezeu să adâncească acest cuvânt în inima noastră tot mai mult, ca să plecăm de aici și să cugetăm la ele. Aș vrea să am doar câteva anunțuri pentru biserică. Ne întâlnim aici în fiecare duminică la ora 10 dimineața și la ora 6 după masă. De seară nu vom avea servicii aici, nu va fi servicii la ora 6. Am vrea să pregătim sala pentru mâine. Mâine va fi VBS aici și ar trebui de rearanjat și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să facem acest lucru în limita timpului care vom fi încadrați. Repetiția și copiilor și a orchestrei va fi joi la ora 6. Aș vrea la fel să aduc un update. Am primit un text de la sora Mihela Hegstrom. Ne-a vizitat ceva timp în urmă, câteva duminici urmă, și ne-a zis despre programarea ei, că urma să fie programat în iulie, pe 7 iulie, dar s-a schimbat planul. De fapt, va fi programare pentru intervenție chirurgicală pe data de 3 septembrie. Și roagă biserica să o susținem în rugăciune pe ea și familia ei. Și când a fost aici, ne-a spus să ne rugăm inclusiv pentru doctorii care vor face acea operație, că Dumnezeu să lucreze prin mâna lor și, desigur, această vindecare care se va produce în trupul ei să fie un semn și o dovadă celor care vor face operația că Dumnezeu există. Amin. Dar totuși ea crede că Dumnezeu va aduce vindecare fără ca să fie intervenția chirurgicală. Mă rog Dumnezeu să ne întărească și nouă credința și ei. Însă știm că în providența lui Dumnezeu el are planul lui, o voie care este ascunsă de ochii noștri, dar noi mergem prin credință pe baza cuvântului, slăvit să fie în numele lui. Amin. Haideți acum în timpul unei cântări să ne închinăm și cu darurile noastre de bunăvoie. În timpul cântării ne închinăm cu darurile de bunăvoie și apoi vom veni cu rugăciune la încheierea serviciului din această dimineață.
Haideți să ne ridicăm și să venim cu rugăciune la încheierea serviciului din această dimineață. Părinte bun și milostiv, venim cu mulțumire înaintea Ta, lăudând numele Tău pentru această zi de care ne-ai făcut harul să o petrecem aici în casa Ta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru cuvântul care din nou a răsunat în auzul urechilor noastre. Ne-a învățat, ne-a zidit, ne-a mustrat. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să luăm în serios acest cuvânt care vorbește despre cunoștința Dumnezeului adevărat, despre faptul că Dumnezeu poate fi cunoscut și nu este vorba doar de cunoștințe la suprafață, ci, Doamne, dă-ne putere și timp ca să ne adâncim în cuvântul Tău, să Te cunoaștem tot mai mult, fiindcă în aceasta stă viața noastră veșnică. Îți mulțumesc, Doamne, pentru nădejdea pe care o avem în faptul că Tu vei veni să ne iai acolo unde ești Tu, fiindcă Te-ai înălțat să ne pregătești un loc. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să veghem ca sufletul nostru să-L iubească pe Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să veghem asupra acestor lucruri. Și îți mulțumesc, Doamne, că ne-ai adus aminte despre biserica din Filadelfia, despre complimentul care îi faci ei, că păzește cuvântul Tău, a păzit, dar îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că acestei biserici care a păzit, Tu îi faci îndemnul și chemarea de a păzi în continuare cuvântul Tău. Doamne, ajută-ne și noi să păzim cuvântul Tău așa cum este El scris. Ispita este mare de a ceda un pic din cuvântul Tău, de a lua și din cuvântul Tău și din societate. Cumva să le amestecăm, să avem un amalgam. Dar, Doamne, ajută-ne să-L păzim curat pe acest dreptar. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să-L predăm copiilor noștri și generației următoare. Amin. Cuvântul adevărat, o cunoștință adevărată, să nu șchiopătăm, să nu fim bătuți de un fal și de altul în privința cuvântului Tău, ci ajută-ne să spunem acestui lume în ce credem, chiar dacă vom fi închiși, chiar dacă vom fi bagiucoriți pentru cuvântul Tău care va răsuna curat în auzul lor. Ajută-ne, Doamne Iisuse, într-adevăr, să fim o sare, dar să nu fim acea sare despre care vorbești Tu, Doamne, care își pierde gustul în proces. Și ajută-ne, Doamne Iisuse, să dăm gust acestei lumi. Să dăm, Doamne Iisuse, vindecarea acestei lumi. Și îți mulțumesc că Tu, Doamne, ne compari și ne spui că noi suntem lumini. Dar ajută-ne să nu ne ducem de sine sătători sub obroc, sub pat, să ne ascundem. Și din potrivă, ajută-ne, Doamne Iisuse, să luminăm împrejurul nostru prin cuvântul Tău și prin viața noastră. Și îți mulțumim că Tu ne vei ajuta la aceasta. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi cu toții. Amin. Amin. Iubită biserică, bunul Dumnezeu să o binecuvinteze și ne întâlnim din nou duminica viitoare la ora 10. Dar până atunci îndemnul meu este același. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Amin. Amin.